Bună ziua! Înainte de a începe, dorim să ținem un moment de reculegere în memoria doamnei profesoare Elena Leoreanu, mama domnului primar Laurențiu Leoreanu, și îi transmitem că suntem alături de dumnealui și sincere condoleanțe. La conferința de presă din data de 7 martie, ați prezentat o sesizare postată de un domn pe site-ul primăriei și comentariile făcute la această sesizare. Am dorit să prezentăm și punctul nostru de vedere, tocmai de aceasta v-am invitat și am invitat-o și pe doamna doctor Tălmăcel Maria, medic coordonator Centru Primiri Urgențe. O să luăm punctual despre ce a fost din sesizarea făcută. Astfel, doctorii și asistentele sau oamenii de serviciu nu poartă ecuson în piept. Deci, întreg personalul Spitalului Municipal Roman a primit ecusoane și cartele de acces. Aceste cartele sunt personalizate cu numele. Personalul poartă ecusonul tocmai pentru că nu poți intra nici în centru primiri urgențe, nici pe secții, dacă nu ai cartela de acces. Deci, au fost date la toți salariații și purtăm aceste ecusoane. Totodată, personalului li s-a adus din nou la cunoștință printr-o adresă să poarte ecusoanele. Despre tot la urgență la Roman, unii oameni care au probleme de sănătate sunt lăsați să aștepte. Triajul care se face este slab, apoi sunt asistente care stau doar și scriu. Am rugat vreo două, trei persoane să-mi scoată o perfuzie, mi-au spus că nu au competență, mă plasau la alta. Deci, pentru triajul pacienților în centru primiri urgențe se respectă un protocol național de triaj al pacienților din structura primiri urgențe. Sunt 5 nivele de urgențe codificate diferit. Nivelul 1 înseamnă resuscitare, este cod roșu. Nivelul 2 critic, cod galben. Nivelul 3 urgent, cod verde. Nivelul 4 non-urgent, cod albastru. Și nivelul 5 consult, cod alb. O rog pe doamna doctor Tălmăcel să vă explice despre aceste coduri. Bună ziua, în primul rând. Eu o să vă prezint o realitate. Facem o raportare odată la 12 ore la Ministerul Sănătății, ca atare vă vorbesc în absolută cunoștință de cauză, o raportare a numărului de prezentări și a numărului de urgențe de pe cele, repet, de pe cele 12 ore. Și pot să vă spun că avem în medie în CPU Roman aproximativ 100 de prezentări. Acum că într-o zi 90, că în altă zi 130, repet, media este de 100 de prezentări. Realitatea este că din cele 100 de prezentări, cam 20-30% sunt urgențe. Restul este vorba despre bolnavi cronici, care de obicei vin cu ambulanța și care ar putea foarte bine să-și rezolve problema la medicul de familie sau în ambulatorii cu bilete de trimitere de la medicul de familie. Noi putem foarte bine să înțelegem că fiecare are impresia că problema lui este cea mai importantă și că problema lui reprezintă o urgență, dar vă rog, lăsați-ne pe noi să codificăm lucrul acesta. Nu stăm la cafele, de multe ori nici nu luăm masă, nici nu mâncăm niciun sandwich în 12 ore, ci pur și simplu vedem în continuu pacienți. Vă rog să țineți cont de faptul că la Roman există mai mulți medici specialiști pe urgență decât are UPU Bacău. Da? Și nu putem fi dirijori de trafic, ci trebuie să consultăm pacienții, trebuie să le explicăm, trebuie să îi revedem după aceea când au rezultatele analizelor și a investigațiilor pe care noi le-am recomandat. Ca atare, și la urgențe se așteaptă funcție de gradul urgenței, da? Pe care noi, într-adevăr, fiind personal puțin, se face intermitent triajul, dar un medic și un asistent ies din când în când și verifică ce cazuri sunt pe hol și intră în ordinea priorităților. Nu ca la piață primul sosit, primul servit, ci în ordinea urgențelor. Da? Și poate bine să precizăm la fiecare cod de urgență cât este timpul de așteptare pentru fiecare. De exemplu, la urgențele care sunt codificate ca fiind cod albastru, timpul de așteptare este de 60 de minute. Și există posibilitatea ca unii pacienți să fi fost
încadrați în acest cod de urgență, codul albastru, să aștepte, dau un exemplu, 40 de minute, să li se pară un interval de timp foarte îndelungat, dar, conform reglementărilor, în codul acesta, până la 60 de minute, este permis legal. Un singur lucru vă mai spun. Facem eforturi extraordinare să avem această mașină de prespital, această mașină de terapie intensivă mobilă. Suntem singurul oraș din țară, non-reședință de județ, care are mașină de terapie intensivă mobilă, care are mașină cu medici cu specialitate de medicină de urgență. Atât direcția, cât și cei de la ISU, cât și noi medicii care, și primăria, și noi medicii care lucrăm pe mașină, facem eforturi pentru că și noi avem rude aici, și noi avem prieteni, și noi avem cunoștințe, avem aceleași drepturi la sănătate și la viață ca și cei din Târgu Mureș, ca și cei din București sau din altă parte. Da? Iar vis-a-vis de faptul că este mizerie sau că nu sunt ceașafurile curate sau mai știu eu ce alte povești, gândiți-vă că prefer ca medic să trimit infirmierul pe care l-am să meargă cu un pacient la radiologie pentru ca să facă mai repede o radiografie, ca să facă mai repede o ecografie sau un tomograf sau să trimit un pacient la internare și imediat ce se eliberează acel infirmier să meargă și să schimbe ceașafurile. Vă rog frumos, nu vânați petele de sânge de pe ceașafuri. Și acasă, până să fie curățenie, este dezordine sau chiar mizerie. Vă mulțumesc, vă rog să mă iertați, am o solicitare cu Smoldo. La revedere! Mulțumim, la revedere! Mulțumim. Despre asistentele stau și scriu. Deci orice pacient când ajunge la centrul primirii urgențe, că este adus cu ambulanța, că este adus cu smurdu sau vine prezentare directă, trebuie trecut într-un registru. Trebuie întocmită o foaie de observație, o foaie de CPU, unde este istoricul, ce a pățit, ce boli mai are, ce tratamente ia acasă, ce alergii prezintă. Toate acestea trebuie consemnate, pentru că aceste foi sunt cazuri medico-legale. Dacă nu consemnezi în foaia de observație absolut tot ceea ce faci și la un control sau sunt cazuri în care sunt agresiuni, sunt accidente rutiere, foile sunt cerute de procuratură, cum poți demonstra că i-ai făcut ceva acelui pacient? Decât trecând în foaia de observație. Ca atare, trebuie să scrii, să faci aceste foi de observație. După ce pacientul intră în centrul primirii urgențe și este așezat în pat, îi se face un EKG, îi se iau analizele. Timpul de așteptare la analize, după ce ajung în laborator, pentru o hemoleucogramă durează cam până în 30 de minute, pentru biochimie durează până la 60-90 de minute. Asta în momentul în care, atunci când au ajuns analizele în laborator, analizorul este liber. Că dacă analizorul funcționează cu alte analize, nu poți opri analizorul să spui, domnule, trebuie să punem și analiza asta. Înțelegeți? De aici se prelungește și timpul de așteptare a analizelor. Plus, la radiologie, când este dus pacientul, se face radiografia imediat, dar interpretarea nu poate fi dată imediat, pentru că medicul poate fi la ecografie cu o urgență. Și atunci primează ecografia și așteaptă rezultatul la radiologie. În momentul în care pacientul are analizele, rezultatul la analize, rezultatul la radiografie, la ecografie, este chemat medicul specialist de gardă. Deci, în tot timpul ăsta, pacientul așteaptă în salonul de stabilizare. Deci, poate aștepta o oră, două ore, în funcție de cât durează până când ai toate analizele. Medicul care este solicitat pentru consultul de specialitate poate fi, în momentul respectiv, la o urgență. Și atunci poate aștepta până la 30 de minute. Deci este un circuit. Da, un circuit și plus stipulat și în lege cât poate aștepta. Primează urgența, primează operația. Dacă medicul de gardă, chirurg, este în sala de operație cu o urgență, nu poate lăsa acel pacient cu abdomenul deschis că trebuie să mă duc să-l văd pe domnul X că au venit analizele și rezultatele. Deci trebuie să cobori urgent în momentul în care ai o urgență majoră, da? Este un accident rutier cu multe victime, în comă, atunci vii urgent. Dacă nu, pacientul așteaptă, iar dacă este doar pentru un simplu consult cu pacient stabil, poate aștepta până la 60-120 de minute. De la accident, să înțeleg că este în operație?
Nu, dacă domnul doctor sau medicul care este de gardă este în sala de operație, tot timpul la domiciliu este medic și este chemat medicul de la domiciliu, care trebuie să vină în maxim 15-20 de minute. În timpul ăsta, pacientul este stabilizat în CPU. Sunt medici din CPU care au grijă de pacient. Este evaluat timpul în perioada asta, că dacă mai durează 15-20 de minute operația, da, mai este chemat medicul de la domiciliu? Nu, dacă pacientul este stabil, nu trebuie chemat medicul de la domiciliu. Medicul de la domiciliu este chemat doar pentru urgență. Dacă într-adevăr este o urgență și medicul din sală întârzie, este chemat medicul de la domiciliu. Sau dacă sunt foarte mulți pacienți care așteaptă, medicul de gardă spune, chemați medicul de la domiciliu să vină. Deci am fost chemată de la domiciliu de multe ori, strict doar pentru consultații, pentru că medicul de gardă era în sala de operație. În rest, doar pentru urgențe se cheamă medicul de la domiciliu. S-a dorit mult ca invitată doamna doctor Cărmăcel, doamna ta un răspuns față de ceea ce este o realitate supra aglomerarea centrului de primire urgențe. Și vă pun aceeași întrebare pe care v-am pus-o și la conferința trecută. Dacă dumneavoastră în acest timp ați făcut demersurile solicitate de doctorul Albătescu de a înființa acea cameră de gardă în care să poată funcționa un centru de primire care va rezolva cel puțin jumătate din problemele acestea. Era mai simplu decât să primim asemenea remarci în partea doamnei doctor. Tărmăcel, extrem de iritată. Nu, doamna doctor Tărmăcel n-a fost iritată. Doamna doctor Tărmăcel este de servici pe mașina timp. În momentul în care primești solicitare, că este așa, trebuie cu urgență, trebuie imediat. Dacă nu se duce urgent, atunci sunt probleme. Da, s-a făcut adrese către DSP, a fost trimită săptămâna trecută, în vederea înființării acestui centru de permanență, că e vis-a-vis de spital, că e în spital, dumnealor vor decide dacă se poate sau nu. Dar demersurile au fost făcute, într-adevăr. Dacă putem trece și la... mai avem. Despre... cel mai grav e că niciodată nu ți se dă biletul sau foaia de la urgență din cauza că îți încarcă nota de plată, deși îți pune doar apă chioară, în perfuzie. Deci, decontul nu îl face nici asistenta, nici medicul. Deci nu poate să-ți dea decontul, cum ai plecat acasă, să-ți dea și decontul. Acesta trebuie cerut ulterior. Da? De la CP1 se dă bilet de ieșire. Se dă o rețetă, se dă recomandări, dar nu se dă bilet de ieșire din spital, pentru că n-a fost internat în spital, a fost doar prezentat în centrul primiri urgențe, iar copia după foaia de CPU se face cu adresă către direcție și cu avizul direcțiunii. Sunt acte medico-legale, nu putem face copii de capul nostru și apoi cine știe ce alte lucruri se mai întâmplă. Plus că acum implementăm la nivelul spitalului un program nou informatic. La nivelul secțiilor a fost implementat, urmează la farmacie și apoi la centrul primiri urgențe și după care vom avea un decont cât mai real și mai corect, pe care se poate da și mai rapid decât în momentul de față. Despre condițiile din CPU, că sunt pereții sparți. Într-adevăr, în decursul lunii ianuarie au fost mai mulți pacienți, de fapt sunt și acum, pacienți în stare de ebrietate, agresivi, care au dat cu pumnul în pereți. Perețele fiind de rigips, normal că s-a spart. Dar imediat s-a sesizat doamna doctor Tălmăcel, a făcut referat către direcție, serviciul tehnic a reparat, în momentul de față nu este niciun perete spart în centrul primiri urgențe. Despre băi, sunt două toalete, da, pentru pacienți. Ele, în mod normal, sunt curate, nu? Sunt doamnele infirmiere, curăță, fac, dar sunt și pacienți care se duc și fac pe lângă. Cum a zis și doamna doctor Tărmăcel,
Ce faci? Stai să curăți baia rapid, să fie curat și leși pacientul în loc să-l trimiți la radiologie sau la consulturi, stai și curăți baia. Într-adevăr, am hotărât să angajăm îngrijitori care să facă strict doar curățenie. Deci să mai angajăm personal și să fie personal responsabil doar de curățenie, toată ziua să curățe, să schimbe lenjerii, să facă treaba, să urmărească treaba asta. Dar și în momentul în care, Doamne ferește, avem o urgență cu multe victime, vă închipuiți că nu primează curățenia, primează pacientul. Ca atare, tot va mai exista și momentele în care va fi mizerie, să spunem. Despre lenjerii. Lenjeriile se schimbă, se schimbă după fiecare pacient. Dar dacă vii acasă, stai cu papuci în picioare în pat? Nu. Păi vii, te așezi cu picioarele cu papucii murdari și apoi te tot dai jos, te ridici, te dai și faci mofturi că e lenjeria murdară. Păi normal să fie murdară. Deci, sincer, nu că suntem noi, dar nici oamenii nu au grijă cum să se comporte sau cum să stea în cât mai... Așa, despre medici, că ați spus că doamna doctor a fost iritată. Deci, se pune o presiune foarte mare pe medicii din centrul primirii urgențe și țin să spun că, cum a zis și doamna doctor, sunt spitale, unități de primiri urgențe care nu au medici de specialitate de medicină de urgență. Sunt spitale în care medicina de urgență o fac medicii de familie cu competență de medicină de urgență. Noi ne putem mândri că avem o echipă care este cu specialitate și o echipă care, cum să vă spun, este doamna doctor Graur, doctorul Polizov, care fac parte din echipa SMUR de pe elicopter la Iași. Deci, putem spune că sunt niște doctori foarte buni. Despre doamna doctor Tălmăcel, doamna doctor Graur, despre domnul doctor Barcă și din nou doctorul Polizov, care fac parte din echipa SMURT de pe mașina de terapie intensivă mobilă, care nu toți fac parte din această echipă. Ne putem mândri cu doamna doctor Tălmăcel că a fost propusă, dacă mai ținem minte, în anul 2011, derula la ProTV o emisiune Doctore, ești un erou. Iar dumnea ei a fost propusă de către unii pacienți de-ai noștri, care, na, nu putem spune, sunt și pacienți mulțumiți și care știu să mulțumească. Drept dovadă și acest pacient care dumnealui și-a prezentat cazul la ProTV, nu putem decât să-i mulțumim și noi, că într-adevăr ne mulțumesc. Da, să punem și mai întrebări. Da. Dacă vreau să vă plângeți că pacienții sunt adesea needucați în ceea ce privește reglementare de igienă, de ce personalul de la poartă permite unor bolnavi ca în plină zi, undeva pe la ora 11, să se plimbe pe stradă în halat și în papuci, să meargă să facă shopping în centrul orașului. Adesea veți vedea acest aspect. Pe de o parte este vorba de a aduce în spital, pe stradă. În centrul orașului? Da, în centrul orașului se duc să-și la supermarketul, la supermarketul din centru, în halat și în papuci. Și nu neapărat, dar relevant e că ei merg în aceeași papuci cu care se duc în poate, ați precizat și da. Și infecțiile intră spitalicești și alte. Deci aceste lucruri ar trebui avute în vedere de dumneavoastră. Și mă mai interesează dacă în ultima vreme nu ne-ați mai vorbit de acele chestionare de satisfacție pe care îl dădeați adesea atât pacienților cât și personalului și prin care dumneavoastră la nivelul de management puteați trage anumite concluzii și lua cele mai eficiente. Avem, avem o prelucrare și dacă ne permiteți o să ies un pic să aduc prelucrarea. Da. De acolo ar trebui să se regăsească de fapt aceste nemulțumiri ale pacienților, nu din ce scrie unul pe Facebook. Păi și aici vreau să ajung și să spun că dorim ca acei pacienți care sunt nemulțumiți, acei pacienți care au o problemă, să se prezinte la secretariatul spitalului și să ne spună, să facă o sesizare, o petiție, să
că personal mă voi ocupa. Într-adevăr, dacă nimeni nu reclamă, nimeni nu spune, nici n-ai de unde să știi. Dumneavoastră ați spus că i-ați văzut în centru pe pacienți. Da, portarul nu i-a văzut când au ieșit din spital, în calaș, în capuci. Aveți impresia că portarul a venit să-mi spună? Păi aici este, că dacă, într-adevăr, vom vorbi și cu portarii și nu vom mai da drumul la nimeni. Vorba doamnei, spitalul nu e pușcărie, dar doamne ferește, păcește ceva acel pacient, da, medicul este vinovat. Dacă deci, pacientul, la fel cum prevalându-se de calitatea lui, să zicem, de pacient, vine uneori văzut, în cazurile în care e văzut, că paznicul se mai duce în stânga, în dreapta. Și roagă, domnule, nu am voie să fumez în spital, dăm voie să fumez afară. Omul spune, știți cum, zice eu, și adevărul cu unii medici, spune exact lucrul ăsta. Un pacient care e fumător, e foarte dificil să-și întrerupă brusc fumatul. Chiar domnul doctor. Așa. Și vin și solicită paznicului, domnule, să fumez după poartă. El se duce după poartă, după poartă se duce la forneti și de la forneti se mai întâlnește cu un prieten și uite așa se întâmplă, e posibil să... Vom face atunci, solicitări foarte clare și în sensul ăsta, ca ei vă dați seama că nu pleacă cu avizul paznicului, adică să-i spună paznicului, domnule, vreau să ies să-mi cumpăr. Să duc. Nu este nu voie. Nu mai este voie, de mâine. E, nu există. Nu este deci de voie mâine... deloc. Nicăieri. Nu mai fumează. Nicăieri. Nu mai fumează. Trebuie să... Dacă trebuie să se aplice această lege, e n-ar trebui să fie încălțat corespunzător. De fapt, despre asta era vorba aici. Nu dacă își dau voie sau nu. Să nu plecem papuci din spital și să mergem. Dar nu au voie să părăsească spitalul, nu că să-i lăsăm. Nu au voie. A fost situație în care a traversat strada și a fost accident rutier. Păi, nu au voie. Nu au voie. La fel cum și invers, pacienții care intră în spital fără voie și vor să ajungă undeva, ajung poate aparținători. Nu, și a unii pacienți care, normal, circuitul este unul, iar el încearcă prin diverse metode să ajungă mai repede. Și unii reușesc. Ajung în spital și îi găsești. Măi, ce faci aici? Trebuie să vorbesc cu medicul X. Da, păi nu știi că trebuie să aștepți ora când trebuie să ajungi în ambulator. Ei, am vrut să iau pe... Așa și ceilalți, invers. Găsesc o soluție ori pe la poarta de dincolo, ori sar un gard pe nu știu unde. Și îi găsești. În clinicile universitare se aplică, eu vă spun în cunoștință de cauză, la Iași, unde n-aveai voie să ieși de acolo, de la cardiologie, este desemnat un personalul spitalului, un anumit asistent sau personal care să facă cumpărături pentru pacienți. Pentru că aici, și aici este adevărat, sunt persoane în care fiind atât de proastă în spitalul, mâncarea la noi nu este așa proastă, doamna Flora. O să revenim, o să revenim și despre subiectul ăsta. Nici asta nu este o soluție. Nu, nici asta nu este o soluție. Pentru a desemna o persoană și să meargă să așa, vă dați seama, vor fi discuții că mi-a luat banii. Nu putem postului să desemnăm persoană. Nu. Da, dar nu poate fi chiar desemnată că făcea voluntar sau că vrea să facă așa, asta nu. Dar nu suntem de acord cu o persoană, că sunt discuții. Și astea le știți și dumneavoastră. Doamna doctor, vă mulțumesc, Claudia, mă numesc din partea Serului de Roma. Ne puteți să spune cât oameni lucrează până la urmă în CPU? Adică este un simptom, am decurs la 13 ore, pentru că ne-ați prezentat cei 100 de pacienți care vin. Câte infirmiere, câți asistenți aveți la dispoziție, practic, dumneavoastră, care mai aveți și care ar fi necesarul ca totul să meargă mult mai bine decât cum este în acest moment? Eu țin să mai subliniez ceva. Nu suntem în tabere diferite. Tot timpul apar discuții contradictorii. Toți avem același scop, că nici noi nu venim la servici să ne certăm cu cineva. Vrem să ajutăm. Da? Ca atare, vă rugăm să țineți cont de faptul că avem aceleași interese. Pe o tură de 12 ore la spital, respectiv ziua, că despre ziua discutăm în speță, este un medic pe tură care face numai urgență, este un medic care este pe smurt și îl ajută pe colegul de la urgență, dar pleacă și la solicitări între timp. Da? Sunt 2, maxim 3 asistenți pe tură
și doi, maxim trei infirmieri. Ca să fie mai bine. Da? Conform ordinului 1706, conform legislației, la 20.000 de prezentări, iar noi țineți cont de faptul că avem 38.800 pe anul trecut, deci dublu față de numărul la care se referă legislația. La 20.000 de prezentări ar trebui să fie doi medici pe tură, un medic la 10 paturi, noi avem 11 paturi, care să stea efectiv acolo, patru asistenți, un asistent la 10 paturi, trei infirmieri și trei barbrancardieri. Socotiți dumneavoastră unde suntem, dar să știți că încercăm să ne facem treaba cât putem de bine. Faptul că uneori răspundem mai apăsat nu este datorită relei voințe. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă spuneți bună ziua și dați mâna cu 100 de persoane într-o zi, e ușor? Nu. Și pentru noi cu atât mai mult. Ceea ce ne putem să ne asumăm noi medicii de la urgență este că nu avem timp să discutăm cu pacientul, să explicăm mai mult. Asta da, mi-asum. Explic o dată, domnul, o să așteptați analizele și radiografia. Durează o oră, două, trei. Nu avem timp să explicăm mai mult din cauza urgențelor sau, mă rog, a prezentărilor care sunt multe, da? Pentru că odată trebuie să explic pacientului, odată trebuie să explic aparținătorului, mai vine și fiica sau tată sau mama și om sunt și eu. Vreau, dar... Ne putem da un exemplu, ca să avem și partea omenească de care dumneavoastră vorbiți, acele mai grele zile de muncă din ce să vă spun, din punct de vedere profesional, cea mai grea zi a fost când mi-a decedat în mâini tânăra de 24 de ani din accident rutier spre Piatra Neamț. A fost o zi cruntă și noi suntem oameni și ne crapă capul când nu putem face ceva și am vrea să facem mai mult. Dar zile nu avem nici noi de dat. Ne străduim, facem tot ce trebuie, facem manevre pe care poate nu le-am făcut în viața noastră, despre care știm, am învățat, dar nu am avut ocazia să le facem și le-am făcut. Și tot nu s-a putut face nimic pentru că leziunile erau foarte grave. Iar din punct de vedere personal, cea mai grea zi a fost când însărcinată, fiind în 6 luni, era să iau bătaie de la un... Aceea. De la un domn de etnie romă, pentru că nu am vrut să las urgențele deoparte și să-l introduc prioritar pe dumnealui pentru a-i monitoriza o tensiune. Țin în mod deosebit să rog pacienții să se adreseze și centrelor de permanență. Sunt multe centre de permanență în Roman. Sunt medici care pot să ofere consultații și tratamente de la ora 3 după amiază până a doua zi dimineață, iar în weekend 24 de ore. Pentru monitorizarea unei tensiuni sau pentru o infecție urinară, foarte bine și fără să trebuiască să stea la rând, se pot adresa acolo. Nu trebuie să vină și să vocifereze, pentru că vă rog să fiți conștienți de faptul că cei care vociferează nu sunt de obicei cei gravi, cei bolnavi. Sunt de obicei cei care au probleme non-urgente, ca să zic așa. Dar, încă o dată, trebuie să ne înțelegem unii cu alții și nu suntem în tabere diferite. Pacienților care se prezintă la spital înseamnă cât din Roman și cât din comunele limitrofe, pentru că tot s-a vorbit despre schimbarea legislației și primirea unei finanțări și din partea comunelor care beneficiază de servicii și până la urmă numai primăria și Roman susține activitatea spitalului. Avem statistici, avem statistică, inclusiv da. Pe vârste, inclusiv da. Pe patologie, inclusiv pe... Avem în statistici, nu pot să vă spun acum exact. Ne-am documentat. Dacă sunt mai mulți din rural, da. Da. Cred că ușor crescut procentul mai mare pentru rural. Da. După modelul din Iași, tot de la urgențe, acolo, sigur, nu mă știu că sunt, există un panou cu aceste coduri. Cu aceste coduri pe care pacientul, dacă le citește, poate să înțeleagă cât de cât unde se încadrează, la ce nivel de urgență și poate în acest sens are și mai multe răbdare. De ce nu există unul și... Pot să explic eu. Da, a existat și inclusiv diverse extrase din legislație în care se menționează că se intră în ordinea priorităților, că rugăm să nu se încerce a se motiva nicicum
și a se intermedia intrarea mai rapidă în urgențe, inclusiv cu codificarea pe culori. Da. Din păcate, este într-un loc, într-un spațiu deschis, acele hârtii dispar, le tot reînnoim, iar dispar. Sunt afișate de noi, dar da, periodic cineva... Păi și zilele trecute erau drepturile și obligațiile pacientului alaltăieri. Ieri am trecut, nu mai erau. Noi le afișăm, inclusiv în salon, inclusiv unde sunt cele 6-4 de stabilizare de tratament imediat, sunt afișate și drepturi și obligații și intrarea funcției de priorități și coduri. Acum, dacă cineva le citește... De fiecare dată, în conferințele de presă, doamna plângeți de lipsa de personal medical. Vorbim aici de medici, de asistenți, medical de infirmiere și așa mai departe. Cu toate acestea, ați adoptat la presiunea unuia din sindicate acea regulă ca medicii pensionabili, pe excepția doamnei doctor de la oncologie, doamnei doctor Lucian, să nu poată primi o prelungire mai mare de 3 luni. Deci am dat acestor presiuni când vă putea rezolva foarte multe din aceste situații cu acest medic care, în conformitate cu legea, pot să funcționeze până, da, dacă sunt doctor în știință, până la 72 de ani. Să luăm punctual. Deci, pe ORL, domnul doctor Buburuzan, s-a scos postul la concurs, s-a ocupat. Deci, avem medic pe ORL. Nu puteam să-i mai prelungim peste 3 luni în momentul în care s-a ocupat postul. Pe medicală, doamna doctor Cernomaz, anul trecut s-a scos la concurs și a venit doamna doctor Ciobanu. La fel, din câte am înțeles, prelungirea doamnei doctor Cernomaz a fost mai mult de 3 luni de zile. Un an și chiar. Deci, la fel, nu puteam să-i mai prelungim atât timp cât postul care a devenit vacant a fost ocupat. Pentru că în momentul în care a ieșit la pensie, postul devine vacant. Noi suntem obligați să scoatem postul la concurs. Dacă se ocupă postul, nu poate pe același post să fie 2 medici, nu? Neurologie. Doamna doctor Găucă nu și-a exprimat dorința să continue activitatea mai mult de 3 luni de zile. La psihiatrie. La fel. S-a scos postul la concurs, urmează să îl scoatem din nou în momentul în care o să avem candidat și se ocupă postul, nu putem prelungi. Deci este o regulă nu pusă de noi. Înțelegeți? Postul fiind vacant, asta suntem obligați să scoatem la concurs. Nu putem favoriza pe cineva nescoțând postul la concurs. Dacă într-adevăr nu se prezintă nimeni, atunci... La CPU, cum a rezolvat pe care doctorul... Păi s-a scos postul la concurs, s-a... Da. Postul care a rămas vacant prin plecarea domnului doctor Polizov a fost scos la concurs, se va înscrie, am făcut lobby și am convins o colegă care a fost plecată în Franța, să vină la Roman, se va înscrie pe post și va rămâne aici în urma promovării examenului. De asemenea, mai avem o colegă, medic specialist și ea pe medicină de urgență, care a venit cu contract prestări servicii, astfel încât efectivul este quasi complet. Trebuie să ținem cont că avem 2 posturi blocate cu cei 2 rezidenți care sunt pe post la Iași, anul 4, îi așteptăm cu mare drag să vină aici. Acum, înainte de conferință, cu 60 de copii, nu. În momentul de față... Da. Pot să vă spun, chiar înainte de conferință, am fost până în secția de pediatrie cu o vizită de lucru, dacă putem să o numim așa, și în momentul de față erau internați 48 de copii și 38 de mămici. Cu patologie diversă, nu numai patologie respiratorie. Da, am înțeles că... Bine, adică nu se știau cauze. Cauze, dar...
Da, știți că în momentul în care un pacient se prezintă la pediatrie, pediatria la noi este un fel de triaj, face un fel de triaj pentru copii și diagnosticul, primul diagnostic este sindromul febril, după care urmează o serie de investigații, incluzând analize de laborator, analize de radiologie, consultul clinic, care orientează etiologia acestui sindrom febril, fie spre o cauză pulmonară, ori o cauză digestivă, ori o cauză infecțioasă. Da, dar nu neapărat sindromul febril trebuie să fie apărut în contextul. Să știți că și bolile diareice sau, în fine, afecțiunile digestive pot să fie însoțite de sindrome febrile. Nu, încă nu am început negocierea. Sunt publicate normele de aplicare a contractului cadru, sunt în dezbatere. Ceea ce știm cert este că tariful pe caz ponderat este același ca și anul trecut, ca și în vechiul contract, de 1500 de lei pe caz, doar indicele de complexitate a cazului care îl avem pentru anul acesta este puțin mai mic. Asta înseamnă și o diminuare, un impact asupra bugetului. Urmează să vedem care va fi numărul de paturi care vor fi scoase la contractare pentru anul 2016, după care putem să facem o analiză mult mai exactă pe valoarea de contract. În linii mari, cam aceleași condiții de contractare. Cum încheie spitalul? Adică cum încheie atamul financiar pe plus? Da. Sau, da. Am încheiat anul financiar 2015 cu excedent. În jur de 800 de mii. 850 de mii. De unde vine acest excedent bugetar? Din diferența dintre venituri și cheltuieli, conform contabilității bugetului. Ne puteți spune în ce condiții un pacient își cumpără singur medicamentele? Da. Nu. Ca să lămurim, e foarte bine că ați ridicat această problemă, pentru că nu apucasem niciodată să lămurim. Știți că noi în fiecare an ne prezentăm la contractarea la casă cu o listă de medicamente. Spitalul este obligat să dețină, pe perioada spitalizării pacienților, acea listă de medicamente. El este obligat, mai exact, să pună la dispoziția pacienților lista de medicamente cu care ne-am prezentat la contractare. În fiecare an, lista care se revizuiește în fiecare an. Dacă un medic curant hotărăște că unui pacient îi trebuie pentru o anumită afecțiune un medicament altul decât cel din lista de medicamente de urgență, pentru că trebuie să facem precizarea că această listă conține preponderent medicamentele folosite în tratamentul de urgență, pentru că noi suntem spital de urgență. Ori dacă un pacient care se prezintă în oricare din secțiile noastre, pe lângă afecțiunea de urgență cu care a fost diagnosticat, mai are și o altă afecțiune cronică și se indică un medicament din categoria medicație cronică, pacientul își va achiziționa, pe care spitalul nu o poate pune la dispoziție pentru că nici nu este obligat să o pună la dispoziție, nefiind în lista de medicamente, repet, pe care noi am contractat-o cu casa de asigurări, atunci pacientul, dacă dorește, își va cumpăra această medicație și spitalul nu este obligat să-i deconteze cheltuielile pentru aceste medicamente. De aici a apărut confuzia. Nu este obligat. Deci de aici a apărut confuzia, să știți că fiecare pacientul vine, deci noi mai avem sesizări în acest sens de pacienți care se prezintă la direcție solicitând decontarea medicamentelor. Verificăm dacă medicamentul respectiv era inclus pe lista medicamentelor de urgență contractate cu casa, dacă nu este, îi explicăm pacientului că este în afara acestei liste și spitalul nu are obligația să o deconteze. Deci, cu alte cuvinte, dacă un pacient nu poate să-și procure singur medicamentele de care are nevoie, stă și așteaptă. Nu ați înțeles. Deci nu are șansă să-și le procure. Stați că nu ați înțeles. Un pacient pentru care se... rezolvarea cazului. Deci noi punem la dispoziție medicamente pentru rezolvarea cazului de urgență. Noi suntem un spital de urgență. Deci, pentru urgență, pacientul își rezolvă cu medicația pe care o punem noi la dispoziție, urgența. Pentru afecțiune de alt tip, de cronic, nu putem noi, pentru că nu suntem nici spital de cronici, nici bugetul nu ne permite acest lucru. Dar nu vreau să se înțeleagă greșit și nici să se
interpreteze că pacientul stă și moare și nu are medicația suficientă. Mai mult decât atât, se cheltuie în fiecare lună cu medicația la spital până la 2-3 miliarde pe lună. Deci nu putem spune că nu avem medicație la spital sau nu asigurăm medicația de urgență. Toți, bineînțeles, toți. Pentru noi este o datorie. Am fost duminică. Eu luni și să știți că împreună cu doamna manager am sunat personal pe toți medicii, colegii din spital. Și am rugat rugându-i să meargă. Pentru a sprijini cei patru candidați ai noștri și să știți că aseară în gardă am aflat că avem un reprezentant pe lista de la Colegiul Medicilor. Este vorba de domnul doctor Arvătescu. Din nou domnul doctor Arvătescu. Da. Toți... Nu ne puteți prinde aici, doamna Ordean. Domnul doctor, autoritatea Colegiului Medicilor este subminată de acea comisie de etică și disciplină ființată prin ordinea Ministerului Sănătății la nivelul fiecărui spital. Ce ne mai puteți spune câteva detalii despre activitatea acestei comisii? Este funcțională? Ce cazuri a analizat? Sigur. Da, este funcțională. Este funcțională. Da. Președintele Comisiei de Etică, Consiliului de Etică, este domnul doctor Danciu. Și eventual îl putem invita într-o altă conferință să... În următoarea conferință de presă o să-l invităm și pe dumnealui să punem în discuție și problemele de la anatomie patologică care au fost sesizate și să discutăm și despre Consiliul de Etică. Într-adevăr, au fost cazuri, au fost analizate, s-au dat răspunsuri conform legislației. Dar nu este o susținere de competențe cu aceea Colegiului Medicilor? Asta susține domnul doctor Arvătescu. Nu știu dacă putem... Știți cum, dumneavoastră, ne puneți acum o problemă pe care a ridicat-o altcineva care nu este aici de față. Deci mai corect... Păi, nu... Domnul doctor, de acord, dar cel mai corect ar fi să fie și... Și nouă nu ne-a prezentat, nu știm... Deci ăsta este punctul de vedere al dumnealui prin dumneavoastră. Oare ar fi de preferat să fie dumnealui aici să ne spună... Promitem că următoarea conferință de presă o să-l avem invitat pe domnul doctor Arvătescu și pe domnul doctor Danciu. Cu subiectul respectiv. Și subiectul va fi acesta, tocmai ca să putem... Am două întrebări punctuale, dacă mai permiteți. Apropo de comentariile de pe Facebook, cineva solicită ca la morgă să fie deschis inclusiv duminică? Nu, deci personalul are program de luni până vineri. Sâmbătă și duminica, pentru toți, este liber, da? Domnul doctor Danciu, de câte ori a fost solicitat, a venit. Sunt, într-adevăr, poate dăți când și dumnealui pleacă din localitate și atunci nu s-a putut prezenta. Dar, începând de astăzi, la anatomie patologică, s-a angajat o doamnă doctor, a fost scos postul la concurs, l-a luat doamna doctor Daniliuc. Și... fiind doi medici acum, vor putea foarte bine și sâmbăta și duminica veni pe rând, când unul, când celălalt, în funcție de programul de acasă. Că fiecare avem și viață personală. Mă înscriu, nu așa am spus. Da, am ținut promisiunea în continuare. Gândurile de a continua ceea ce proiectele începute, de a genera în permanență plus valoare, să contribuie la îmbunătățirea continuă a actului medical și să diversificăm serviciile oferite populației cu respectarea drepturilor pacientului și a drepturilor cetățenești. Cum e o întrebare ca să încheie subiectul cu aceste sesizări? Credeți că pacienții din zona Roma sunt mai pretențioși? Nu, nu, nu sunt mai pretențioși. Nu. De ce sunt atât de sesizări? Dumneavoastră faceți eforturi să fie bine. Administrativul la fel, urgențe la fel.
puse în cauză totuși. Păi stați un pic, că nu trebuie să luăm sesizările astea numai pe rețele de socializare. Noi, cum a solicitat și doamna Ordean și i-am promis și am rezolvat această problemă, am adus aici și procesele verbale ale ședințelor nucleului de calitate. În cadrul spitalului știți că funcționează acest nucleu de calitate care are drept misiune aceea de a analiza sesizările pacienților. Bineînțeles, ca să planuri de îmbunătățire a calității, cum se numesc acum. Și, de exemplu, această prelucrare se face lunar în cadrul departamentului nostru, în cadrul nucleului de calitate, iar aici consider că acesta este un fel de act oficial care rezultă din analiza chestionarilor de calitate și a aprecierilor care sunt completate de pacienți, precum și de aparținători, referitoare aprecieri la îngrijirile acordate în secțiile spitalului în decursul unei luni. Vom lua acum ca exemplificare, vedeți, aceste două registre se referă tocmai la prelucrarea acestora. O să iau la întâmplare o exemplificare din luna octombrie, care a fost analizată în cursul lunii noiembrie. Și este foarte important, pentru că acestea sunt efectiv chestionarele completate, deci dintr-un număr total de 1851 de pacienți externați în cursul lunii octombrie, un număr de 854 de aparținători și de pacienți au completat aceste chestionare, reprezentând un procent, vedeți, sub 50%. Diferența de 997 refuzând sub semnătură în foaia de observație completarea lor. Sau au fost cazuri de pacienți care nu au fost apți să le completeze, starea fizică sau psihică nepermițând acest lucru. Din totalul chestionarilor completate, un număr de 844 de pacienți sau aparținători, reprezentând un procent de 98,83%, s-au declarat a fi mulțumiți de calitatea serviciilor acordate de personalul medico-sanitar și auxiliar, ba chiar au adus și mulțumire echipei de îngrijire. Astfel, voi detalia, din analiza celor 854 de chestionare colectate pe secții, repartiția acestora a fost următoarea: secția de boli infecțioase 26 de chestionare, cardiologie 38 de chestionare, chirurgie generală 152 de chestionare, compartiment chirurgie toracică 18 chestionare, dermatovenerologie 17, endocrine 41 de chestionare, medicină internă 80 de chestionare, nefrologie 6 chestionare, pneumologie 27 de chestionare, psihiatrie 10, neurologie 41 chestionare, obstetrică ginecologie 110 chestionare, oftalmologie 20, oncologie 34, ORL 29, ortopedie 70, reumatologie 11, recuperare medicală 10, chirurgie infantilă 27, neonatologie 68 de chestionare și pediatrie 19 chestionare. Am insistat cu aceasta ca să vedeți că în fiecare din secțiile spitalului s-au regăsit aceste chestionare complete. Se desprind următoarele informații din prelucrarea acestora. La internare, pacienții au fost însoțiți pe secții de personal sanitar în proporție de 86,22%, au mers singuri 7,30%, cu aparținătorii 6,49%. La explorările de pe alte secții, pacienții au fost însoțiți de personalul sanitar în proporție de 93%, au mers singuri 5,27%, au mers însoțiți de aparținători 1,49%. Au primit informații din partea medicului curant cu privire la diagnostic, indicații terapeutice, complicații pe parcursul spitalizării, da, au răspuns 99,73%, nu 0,27%. Foarte important, pentru că și aici au fost sesizări pe diferite rețele, că nu li s-a explicat diagnosticul. Informațiile la internare din partea medicului curant cu privire la drepturile și obligațiile pacientului, da, 99,86%, nu 0,14%. Fac o paranteză, aceste chestionare sunt anonime, deci sunt predate sub anonimat, deci nu există pericolul că mă tem să completez pentru că aș putea fi văzut. Mai departe, familia pacientului a fost informată cu privire la serviciile medicale oferite de spital, da, în proporție de 99,73%, nu 0,27%. Pentru cazare, au fost acordate următoarele calificative: nesatisfăcător 0,54%, bine 25,81%, foarte bine 73,65%. Pentru alimentație au fost acordate următoarele calificative: nesatisfăcător 2,7%, bine 30,14%, foarte bine 67,16%. Pentru curățenie au fost acordate următoarele calificative:
nesatisfăcător 1,08%, bine 26,08%, foarte bine 72,84%. Din nou fac o paranteză, după cum se observă, există pacienți care din toate categoriile de răspunsuri, și nesatisfăcător, și moderat satisfăcător, și foarte bine, dar cu preponderență, deci vedeți că procentul celor care nu sunt satisfăcuți de calitatea îngrijirilor sau de calitatea actului medical este un procent mic, un procent scăzut raportat cu celelalte categorii de răspunsuri. Pentru calitatea lenjeriei și a lenjeriei au fost acordate următoarele calificative. Nesatisfăcător 1,80, bine 27, foarte bine 71,22. Pentru calitatea hranei și modul de distribuire a acestea au fost acordate următoarele calificative. Nesatisfăcător 0,95%, bine 27,57%, foarte bine 71,49%. Privind amabilitatea și disponibilitatea personalului medical s-au acordat următoarele calificative. Nesatisfăcător 0,81, bine 23,24%, foarte bine 75,95%. Pentru calitatea îngrijirilor acordate de medicul de salon, nesatisfăcător 0,27, bine 17,43, foarte bine 82,30. Pentru calitatea îngrijirilor acordate de asistentele medicale, nesatisfăcător 0,14, bine 22,16, foarte bine 77%. Pentru calitatea îngrijirilor acordate de infirmiere, nesatisfăcător 0,41%, bine 23%, foarte bine 76,49%. În privința opțiunilor de revenire în același spital, s-au primit următoarele răspunsuri. Da, 98,51%, nu, 1,35%. Pentru curățenie au fost acordate următoarele calificative. Nesatisfăcător 0%, bine 7,02%, foarte bine 92,98%. Pentru timpul acordat de medicul curant pentru consultarea persoanei îngrijite au fost acordate următoarele calificative, nesatisfăcător 0, bine 6,14, foarte bine 93,86. Impresia generală, nemulțumit 0,88%, mulțumit 7,89%, foarte mulțumit 91,23%. Un număr de, bineînțeles, după cum ați observat, chestionarele noastre au foarte multe întrebări ca să acopere o gamă mai largă a problemelor. Există și o rubrică de completare cu sugestii și propuneri și avem, de exemplu, la chestionarul analizat, un număr de 11 pacienți care reprezintă un procent de 0,4% din cei care au completat chestionarele, care au făcut diferite sugestii, propuneri sau nu au fost mulțumiți de anumite aspecte sesizate pe parcursul spitalizării, aspecte pe care noi le analizăm în fiecare lună în ședințele noastre de Consiliu Medical și în funcție de tipul solicitărilor încercăm pe măsura posibilităților să îmbunătățim anumite aspecte. Pacienții nemulțumiți sau, mă rog, parțial mulțumiți au fost din 7 din secția chirurgie, 2 din secția neurologie, 1 din compartimentul de chirurgie și ortopedie pediatrică, 1 din secția obstetrică ginecologie și ca doleanțe sau sugestii și propuneri să se facă investigații mai amănunțite pacientului, aici sunt citate exact exprimările din chestionare, schimbarea noptierelor ruginite, schimbarea lenjeliilor mai des, repararea la timp a instalațiilor sanitare, dotarea spitalului cu perne, paturi insuficiente comparativ cu numărul de pacienți, compartimentul chirurgie infantilă ar trebui dotat cu 2 băi, suplimentarea personalului sanitar și de îngrijire. Și aici noi mai avem un raport final de prelucrare a acestor chestionare în care avem și repartiția acestora pe sexe, masculin-feminin și diferite calificative acordate personalului medical, calificative pentru cazare, deci toate sunt structurate în ultimul tabel. Ascultat foarte bine, dar uitați-vă, chestiunea asta se află odată la 3 luni sau când vă întreabă jurnaliști. Nu, noi dar le... Noi le... Și pacienții noastre să le citească săptămânal sau problemele, sau e... cum sunt incidentele din CPU, dacă ar apărea pe site-ul noastră, ca la, știm,
pentru constructiv. Uitați ce incident s-a întâmplat, medicii s-au confruntat cu următoarele aspecte. Totuși se află din auzite, se interpretează și să... Problema este că zvonistica este, bine. Da. Apar aceste comentarii care, după cum ați spus asta, sunt singulare sau mai puțin... Nu neapărat singulare, dar nu sunt majoritare, asta vrem să subliniem. Dar nu este nicio problemă, pentru că, uitați, aceste caiete de procese verbale, unul reprezintă, deci nu sunt făcute acum în 5 minute la solicitarea doamnei Ordean, nu? Sunt analiza pe anul 2014 și analiza pe anul 2015. Eu vă înțeleg ideea că aveți un site care nu este actualizat. Da. De nou ridic problema. Sau să angajăm pe ce o persoană pentru imagine. Da. Ar trebui să puneți o persoană sau o societate care se ocupe de aceste informații. Pentru aceste... Odată existând... Pe site, pentru site, aveți se ocupă biroul de statistică. Ne ajutați dumneavoastră și mai... Ne ajută biroul de statistică și biroul informatician. Ideea este următoarea, că tot serviciul informatic și statistic se ocupă de toate problemele, de dat la Casa de Asigurări, raportările lunare, de dat la Școala Națională, raportările. Deci, cel puțin în primele 10 zile ale lunii, dumnealor sunt foarte ocupați. Acum, cei de la casă au spus că până pe 15 ale lunii doresc și dumnealor trecut pe site-ul spitalului. Aveți dreptate, dar asta le putem face ceva după 15 a lunii,